Zeci de pasionați de istorie au fost prezenți în acest weekend la Drobeta Turnu Severin, unde a avut loc festivalul Dacoroman Drobeta. A fost prilejul perfect pentru cei interesați de a afla detalii despre viața dacilor și a romanilor, dar și de a descoperi care au fost strategiile folosite de aceștia în războaiele pe care le-au purtat. În prezența autorităților locale a avut loc o paradă a participanților, dar și simularea unei lupte între daci și romani. Adică un simt, asta este de formațiune pe care romanii îl detalează. Dacii și romanii au revenit la Drobeta Turnu Severin pentru a reînvia istoria locului. Mai multe grupuri de pasionați de istorie din toată țara au participat la festivalul Dacoroman Drobeta pentru a reconstitui momente istorice emblematice pentru trecutul românilor. Au fost reprezentate bătălii, dar și fragmente din viața de zi cu zi a dacilor și a romanilor. Publicul a fost încântat de lecția de istorie și de faptul că a putut trăi cumva pe viu povestea acestor două popoare. O idee foarte bună, mai ales că pe aici au trecut vreo 4-5 legiuni romane și e bine să vedem, să se refac acele evenimente din zilele respective. E localnic de aici. Cum vi se pare această idee de promovarea turismului? Foarte bine pentru turismul mehedințean și ăștia. Foarte bine din partea organizatorilor. O tradiție la noi s-a fost primul pod din Evul Mediu cel mai mare. Cetatea, normal să sărbătorim evenimentul ăsta, că de aici a plecat romanizarea Daciei, cum vine vorba. Frumos, organizare, frumos! Festivalul Dacoroman a devenit o tradiție la Drobeta Turnu Severin și pare să fie din ce în ce mai apreciat de publicul severinan, spun autoritățile locale. Încercăm să reconstruim istoria noastră. Drobeta este un oraș de 2000 de ani, cu trei perioade distincte, antică, medievală și modernă. Noi reconstruim perioada antică, dansuri, lupte de gladiatori, ateliere, prelucrare os, prelucrare lemn, prelucrare metal. Încercăm să aducem istoria în atenția severinienilor, a turiștilor și în principal a copiilor noștri. La momentul la care am propus acest proiect acum 5 ani de zile, să știți că am avut în vedere în primul rând faptul că bogăția istorică a meleagurilor noastre trebuie pusă în valoare, avem obiective turistice deosebite, avem o istorie bogată și toate aceste lucruri trebuie puse în valoare pentru că și turismul poate fi un motor de dezvoltare economică pentru municipiul Drobeta Turnu Severin. Eu sunt convins că și în edițiile următoare acest eveniment va căpăta o amploare mai mare. Am văzut că sunt foarte mulți severineni prezenți. Autoritățile au anunțat că o nouă ediție a festivalului va avea loc și anul viitor, ca urmare a succesului de care s-a bucurat evenimentul acum.